Gata, tascul s-a terminat, mai au 2 minute. Am văzut că și desertul Cătălinei și lui Antoniu a ieșit ok, ei ajuta și Maria să aranjeze plating-ul, că acolo nu aveau idei. Au pus niște fructe de pădure, în fine. Mi-a plăcut foarte mult echipa aceasta, am râs cu lacrimi cu Antoniu și cu Cătălina. Spuneți că noi suntem echipa șocă de mâncare, n-am făcut, dar gustul orezului cred că este foarte bun. Salata aceea de orez cu ton, cred că este foarte bună. Acum sperăm că jurul va fi corect. Ar fi fost ok să guste și să jurizeze oricine altcineva ca să aibă toți șanse egale, dar vom vedea dacă își vor da seama cine ce-a gătit și cum vor juriza. Cu siguranță se așteaptă ca cel puțin 3 dintre fete să gătească extraordinar, și anume Simona, Maria și Hatice. Cumva între ele este bătălia. Având în vedere că Simona a concurat cu Vlad, s-ar putea să fie ei cei aleși, gen Simona, Vlad, Hatice, și la Hatice n-am văzut ce a gătit, dar am văzut că se lăudau așa, că gen o să aibă cel mai bun meniu, cel mai frumos plating. Sunt curioasă să vedem cine va câștiga, dacă prindeți ceva să-mi spuneți și mie.